Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Vaslui a încercat să aducă bucurie și speranță persoanelor aflate în nevoie cu ocazia apropierii Sfintelor Sărbători de Paște. Polițiștii au oferit familiilor nevoiașe cozonac, ouă, dulciuri, zahăr, ulei, făină, fructe, legume, dar și semipreparate din carne. Pe lângă acestea au fost oferite și produse de igienă. Banii strânși pentru cumpărarea alimentelor au fost donați de către polițiștii de frontieră. Valoarea totală a pachetelor se ridică la 6.000 de lei.